Bine v-am regăsit la o nouă lecție de matematică online. Sunt profesorul Adrian Ivan de la Liceul Teoretic Grigore Moisil din Tulcea și în cadrul întâlnirii de astăzi discutăm despre bisectoarea unui unghi, aplicații, matematică clasa 6. Ne reamintim. Se numește bisectoarea unui unghi semidreapta ce are originea în vârful unghiului, fiind situată în interiorul acestuia și având proprietatea că formează cu laturile unghiului două unghiuri congruente. Distingem următoarele aspecte teoretice importante. Două unghiuri cu proprietatea că suma măsurilor lor este egală cu 90 de grade se numesc unghiuri complementare. Două unghiuri cu proprietatea că suma măsurilor lor este egală cu 180 de grade, se numesc unghiuri suplimentare. Considerând două unghiuri complementare, fiecare dintre acestea se numește complement al celuilalt. La fel în cazul unghiurilor suplimentare, fiecare dintre acestea se numește suplement al celuilalt. Câteva observații. 1. Dacă un unghi are măsura x grade, atunci complementul său, în baza lucrurilor expuse anterior, are ca măsură valoarea 90 de grade minus x. 2. Dacă un unghi are măsura x grade, atunci suplementul său are măsura egală cu 180 de grade minus x. Să vedem în continuare cum anume aplicăm aceste aspecte teoretice în rezolvarea unor probleme. Prima aplicație se consideră două unghiuri adiacente, având măsurile de 45 de grade, respectiv 65 de grade. Calculați măsura unghiului format de bisectoarele celor două unghiuri. Rezolvare. Observăm că fiecare bisectoare împarte unghiul corespunzător acesteia în două unghiuri de măsuri egale. Dacă, spre exemplu, notăm cu X măsura primului unghi și cu Y pe cea a celui de-al doilea, atunci bisectoarea primului unghi va împărți unghiul în două unghiuri cu măsurile egale cu X pe 2. Iar cea de-a doua bisectoare împarte unghiul corespunzător ei în două unghiuri cu măsurile egale, de data aceasta cu Y supra 2. Din ipoteză știm că unghiurile sunt adiacente. Așadar, obținem că măsura unghiului format de cele două bisectoare este egală cu x pe 2 plus y pe 2. Dar cunoaștem că x are valoarea 45 de grade, iar y are valoarea 65 de grade. În această situație, unghiul format de cele două bisectoare va avea ca măsură suma dintre x pe 2 plus y pe 2, adică x plus y totul pe 2, de unde prin înlocuirea lui x cu 45 de grade, a lui y cu valoarea cu 65 de grade, obținem 45 de grade plus 65 de grade totul pe 2, deci 110 grade pe 2, așadar valoarea unghiului nostru este de 55 de grade. A doua problemă pe care o abordăm astăzi ne spune că măsura unuia dintre unghiurile determinate de bisectoarea unui unghi dat și măsura suplimentului acestuia sunt valori direct proporționale cu numerele 0,125 respectiv 0,5. Calculați valoarea unghiului. Vom nota măsura unghiului dat cu x. Așadar, măsura fiecăruia dintre unghiurile formate de bisectoare va avea valoarea x supra 2. Suplementul unghiului nostru are măsura egală cu 180 de grade minus x. Și atunci, din ipoteza problemei, relația de proporționalitate se va rescrie sub formă x supra 2 totul pe 125 egal 180 de grade minus x totul pe 0,5. Putem calcula separat și transforma din fracție zecimală în
fracție ordinară, 0,125 este 125 pe 1000, adică 1 pe 8. 0,5 este 5 pe 10, adică 1 pe 2. Așadar, obținem egalitatea x pe 2, totul supra 1 pe 8, egal 180 de grade minus x, totul supra 1 pe 2. Deci, 4x egal cu 2 pe lângă 180 de grade minus x. În membrul drept vom aplica distributivitatea înmulțirii față de scădere și vom obține 4x este 2 ori 180 de grade minus 2 ori x. Adunăm în ambii membrii ai ultimei egalități 2x și obținem 4x plus 2x egal 360 de grade, de unde mai departe 6x egal 360 de grade. Acum împărțim ambii membrii a ecuației 6x egal 360 de grade prin 6, obținând valoarea unghiului nostru x egală cu 60 de grade. Vă mulțumesc pentru participare și vă aștept la o nouă întâlnire online. La revedere!